Hristos a înviat. Ne ridicăm totuși pentru că este mai avem până joi la înălțarea, ne ridicăm cu Hristos a înviat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a iar Părintele a preștima în această seară și în toată lumea
care în viața sa ne cheamă să ne întâlnim, să dialogăm. Că o viață, așa cum veți vedea, itinerantă, o viață aferină, așa cum ne-a obișnuit Scriptura. De fapt, viața noastră este o continuă călătorie, suntem pelerini, călători, de la Patriarhii Vechiului Testament, poporul evreu, care este scos din țara Egiptului, apoi călătoria Mântuitorului de Pământ până la moarte, răstignire, moarte și înviere, suntem în acest pelerinaj, așa cum Părintele Andrei Sima a călătorit de la Facultatea de Litere și Filosofie, ajungând la Rul Arpins, prin mijlocirea lui Anton Dumitriu, Marele Procesian, apoi la Facultatea de Teologie și ajungând apoi tot în această călătorie în la Bosei, Geneva, Paris, în Dardos, pe Lares, în India, unde a rămas, se știe, 2 ani pentru a pregăti un doctorat, revenind în Franța, unde mai întâi a fost la construct de Patriarhul Atenagor, participând la Concilul Vatican ca reprezentant al Patriarhului Atenagor, mijlocind întâlnirea dintre Patriarhii Rumeni și Papa Paul VI în 1964 la Ierusalim, apoi ca profesor la, la Institutul de Cercetare sau Centrul de Studii Dominican, unde